Atenție la căpușe! Avertizarea vine din partea medicilor specialiști care au constatat o creștere a incidenței unei bacterii provocate de înțepăturile acestor insecte în anotimpul cald. Ca atare, persoanele care sunt înțepate trebuie să se prezinte de urgență la medic. O ieșire la iarbă verde sau o plimbare prin pădure se poate transforma într-un adevărat coșmar. Și asta întrucât în această perioadă există riscul înțepăturii provocate de căpușe. De multe ori acestea trec neobservate, însă oamenii ar trebui să știe că există riscul apariției unui parazit dacă înțepăturile nu sunt tratate. Mai mult, există pericolul ca micuții să fie cei mai expuși. Trebuie să fie mare atenție la înțepăturile de insectă. Întotdeauna unde sunt locuri umbroase, acolo trag și insectele și ele caută răcoarea. Și cu multă atenție la atunci când se duc la grătar, când se așează pe iarbă, există riscul de a fi înțepați de căpușe. Foarte mare atenție, fiindcă prin înțepătura de căpușă se poate transmite un parazit. În cazul în care oamenii sunt înțepați, ei trebuie să se prezinte la spital. În acest an, medicii specialiști s-au confruntat cu astfel de cazuri, însă oamenii care s-au prezentat la medic au conștientizat pericolul la care au fost expuși. Copiii trebuie tot timpul controlați, mai ales în zonele acoperite, de exemplu, zona capului, unde este părul. Copiii nu știu să spună că îi deranjează. Seara, părinții să-i controleze. Dacă văd ceva în neregulă sau o formațiune, am întâlnit că nu știau sigur dacă este o aluniță sau o căpușă, de exemplu, era neagră. Trebuie îndepărtat, dacă se poate, dacă nu, să meargă într-un serviciu medical unde îndepărtează căpușa. Au fost mai multe adulți și, din fericire, erau persoane informate și care au venit îngrijorate, fiindcă știau ce se poate întâmpla. Este important de reținut că nu toate persoanele observă prezența tranzitorie a unei căpușe. Mulți dintre aceștia chiar neagă existența unei înțepături. O tratare necorespunzătoare favorizează apariția unei bacterii care poate provoca infecții parazitare, bacteriene sau chiar virale. Extragerea acesteia se face fie cu ajutorul unei pensete speciale, fie de către un medic specialist.